Invazia rusă în Ucraina ar putea arunca întreaga lume într-o criză alimentară, de la foamete în țările mai sărace până la scumpiri exorbitante în țările mai dezvoltate. În timp ce prețurile la nivel global cresc, grâul ucrainean putrezește în depozite și porturi blocate sau este furat de invadatori și vândut apoi pe ascuns aliaților Moscovei. An almost grotesque situation that we see at the moment in Ukraine. There are nearly 25 million tons of grain that could be exported, but they cannot leave the country simply because of the lack of infrastructure and the blockade of the ports. Kremlinul însă neagă orice responsabilitate și dă vina ba pe ucraineni, ba pe Occident, ba chiar neagă că ar exista vreo problemă. С нашей стороны, повторю еще раз, каких-либо препятствий для того, чтобы эту проблемку, она маленькая на самом деле, решить, никогда не было. Если созрела киевская власть, мы будем только рады сотрудничать. Ucraina este una dintre cele mai mari exportatori de culturi de cereale și uleiuri din lume. Înainte de război, din Ucraina proveneau circa 12% din exporturile de grâu la nivel global, aproape 50% din exporturile de uleiuri de floarea soarelui și aproximativ 18% a celor de porumb. Rusia, în schimb, pretinde că Ucraina nu depinde de exporturile maritime, ba chiar le-a sugerat fermierilor ucraineni să apeleze la ajutorul liderului bielorus, principalul complice al Moscovei în agresiunea împotriva Ucrainei. Но тем не менее, возможности вывоза есть. Причем не только через черноморские порты. Пожалуйста, через Беларусь вывозите. Самый дешевый путь, кстати говоря. Через Польшу, Румынию. Сколько угодно. Realitatea este alta, spun reprezentanții Programului Alimentar Mondial al Națiunilor Unite, program deținător al Premiului Nobel pentru Pace 2020, tocmai datorită eforturilor sale în lupta cu foametea la nivel global. There's only one solution to getting the food, the grains out of Ukraine. It's the ports in the Odessa region. They grow enough food to feed 400 million people. That's off the market. The only way you get it back into the market is though are the ports have to be open back. Faptul că Ucraina își poate elimina oricând porturile este un alt fals inoculat de autoritățile moscovite. Minarea porturilor este o măsură de apărare la care Kievul nu poate renunța fără garanții de securitate. Йдеться про військове гарантування того, що Росія не скористається розблокованим доступом до Одеси для того, щоб просто напасти на Одесу з моря. І саме для цього нам потрібна військова присутність країн, які готові взяти участь в такій операції, в ідеалі під егідою Організації Об'єднаних Націй. Între timp, porturile blocate lasă fermierii fără spațiu de depozitare pentru noua recoltă, căci silozurile sunt pline de grâne de anul trecut. If we are not able to evacuate the grains in Ukraine now, and then they have a harvest coming up in July, with a similar quantity that will go to waste, then you can see that this will work its way through for the next year or two, and that will be really, really disastrous. Dar până și acest scenariu sună optimist, căci nu ia în calcul câmpurile minate, bombardamente rusești și numeroase alte probleme logistice pe care le înfruntă fermierii pe timp de război. Totuși, agricultura ucraineană nu e o simplă victimă colaterală a invaziei Rusiei, care a creat în mod deliberat această criză pentru a o folosi ca armă politică, este convinsă șefa Comisiei Europene. And on top of this, Russia is now hoarding its own food exports as a form of blackmail, holding back supplies to increase global prices or trading wheat in exchange for political support. This is using hunger and grain to wield power. Potrivit președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky, Rusia ar urmări chiar să folosească foametea pentru a crea o nouă criză a migranților în Europa și a diviza astfel țările membre UE. Скільки мільйонів біженців буде в Європі, якщо через російську політику почнеться голод в африканських та азіатських країнах? А якщо нестача продуктів там і цінова криза спровокують політичний хаос і падіння урядів? Чи зможете ви тоді проводити консолідовану політику? Ось для чого в Росії продовольча криза.
Ultimele imagini din satelit arată cum navele rusești încarcă grâul furat din regiunile ocupate din Ucraina și îl duc în Siria, pentru a sprijini regimul dictatorial al lui Bashar al-Assad. Ceea ce reprezintă o criză pentru restul lumii, pare a fi o oportunitate pentru Moscova. Спочатку була пропозиція Єгипту, за нашим зверненням, дякуємо, Єгипет відмовився. Потім була в Ліван, аналогічно відмовилася. І в кінцевому результаті було в Сирію, яка країна, яка підтримує агресора, є сірою зоною. În fața tuturor acestor acuzații însă, expresia celor de la Kremlin rămâne aceeași, pretins nedumerită ca și iarna trecută, când mințeau cu cinism despre faptul că nu au planuri să atace Ucraina.